Momente emoționante la Catedrala Romano-Catolică din Iași, 30 de absolvenți ai Institutului Romano-Catolic au fost hirotoniți preoți. Au primit binecuvântarea, iar peste câteva zile vor ține și primele slujbe. Cu ajutorul Domnului Dumnezeu și al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îi alegem pe acești frații noștri pentru treapta prezbiteratului. Mulțumim! Catedrala Romano-Catolică a fost neîncăpătoare pentru preoții, rudele și credincioșii veniți să asiste la slujba de hirotonire a celor 30 de tineri. Vreți să îndepliniți cu demnitate și înțelepciune slujirea cuvântului prin predicarea Evangheliei și expunerea credinței catolice? Vreau! Momentul mult așteptat a fost acela în care tinerii preoți catolici s-au plecat în semn de supunere în fața clerului prezent la slujbă. Hristoase, au primit apoi veșmintele pe care le vor purta în fața credincioșilor, iar episcopul le-a uns mâinile cu Sfânta Crismă. A venit apoi momentul în care cei 30 de slujitori au primit binecuvântare din partea tuturor preoților prezenți la solemnitate. Am devenit preot pentru că am simțit chemarea lui Hristos și am capitulat, pentru că nu poți să-L refuzi, nu poți deveni un dușman al lui Dumnezeu. Mi-a plăcut o idee a Sfântei Terezii a Pruncului Iisus, care spunea că Dumnezeu vrea să coboare din cer, dar nu să rămână în tabernacul sau să stea undeva ascuns, ci vrea să intre într-un paradis mai profund, care este sufletul omului. Acești preoți vor sluji fie în dieceza de Iași, fie în lumea întreagă, unde sunt și comunități de români, unde ei lucrează pentru a câștiga o pâine mai albă, și acești preoți se vor ocupa și de aceste comunități. Vor merge chiar și în comunitățile unde nu sunt neapărat români. Săptămâna aceasta, preoții vor ține slujbe de mulțumire. De la 1 august își vor ocupa posturile. O parte dintre ei vor rămâne în țară, dar sunt și preoți care se vor implica în activități de misionariat.